pantofii roșii și încăpățânați. Keren a fost o fată foarte drăguță, cândva, într-o lume foarte, foarte îndepărtată. Era o fetiță veselă care locuia într-o căsuță cu mama ei. Ea se interesa de tot ceea ce îi trezea interesul. Ce sunt aceste luminițe pe cer, mamă? Keren, sunt niște vedete. Toți cei care trăiesc pe pământ devin în cele din urmă o stea și strălucesc pentru totdeauna pe cer. Keren avea o singură jucărie, o singură îmbrăcăminte și o pereche de papuci de lemn pe care îi purta prin oraș. Mama ei îi confecționase papucii de lemn, care nu erau deosebit de plăcuți. Erau totuși singurii pe care îi deținea. Într-o zi, mama lui Keren s-a îmbolnăvit grav. Keren s-a dus atunci în oraș pentru a lua medicamente pentru mama ei. Pe drum, ea a descoperit o pereche de pantofi roșii într-o cutie pe marginea drumului. Keren nu s-a putut abține să nu ia pantofii cu ea acasă, deoarece străluceau atât de tare. Mami, uită-te! I-am descoperit la marginea drumului! Nu sunt minunate, sunt perfecte pentru mine! Keren, acestea ar putea fi ale altcuiva. Ar trebui să le returnezi chiar acum. Nu le-ar fi lăsat în cutie dacă ar fi avut un proprietar. Poate că proprietarul le-a lăsat acolo din greșeală. Atunci nu ar fi trebuit să renunțe la ea. Eu le-am descoperit, iar acum sunt ale mele. Iubito, fii atent la ceea ce spun. S-ar putea să nu-ți pot cumpăra pantofi noi chiar acum. Dar nu vreau ca tu să porți pantofii altcuiva doar din acest motiv. Te rog să nu fii încăpățânată. Promite-mi că nu vei purta acești pantofi roșii. Keren i-a promis cu părere de rău mamei sale că nu va purta pantofi roșii și i-a îngropat sub patul ei. Timpul a trecut, dar Keren nu-și putea lua gândul de la pantofii roșii. Mama nu înțelege. Dacă acești pantofi magnifici ar fi fost aruncați pe drum, poate că nimeni nu ar mai avea nevoie de ei. Mama lui Keren a murit o săptămână mai târziu în urma bolii sale. Keren a avut inima frântă, dar ea a făcut ceva ieșit din comun. Keren a purtat pantofii roșii la înmormântarea mamei sale a doua zi. Cei care au asistat la înmormântare nu și-au putut lua privirea de la pantofii lui Keren. Cum a putut să poarte pantofii roșii? Asta e chiar jignitor! Și asta tot în timpul unei înmormântări. Keren, pe de altă parte, nu era îngrijorată, pentru că era obsedată de pantofii ei roșii. O bătrână cu suflet bun se plimba pe lângă cimitir. Această doamnă în vârstă a descoperit că fetița devenise orfană și a dorit să o adopte. Oh, bietul meu copil, vino cu mine. Îți voi oferi un loc unde să locuiești, precum și mese hrănitoare. Trebuie să muncești din greu pentru a-ți câștiga un nume. Oh, ce sunt mai exact lucrurile de pe picioarele tale? De ce ai ales să le porți la înmormântarea mamei tale? Sunt hidoase, scoate-le. Nu, îmi plac, sunt toate ale mele. Oh, copilul meu, nu fi atât de încăpățânată. Îți voi oferi o pereche de pantofi frumoși pe care să-i porți. Keren a fost obligată de doamna în vârstă să-și scoată pantofii roșii. Lui Keren i s-a frânt inima când și-a luat adio de la pantofii roșii. Doamna în vârstă nu avea copii. Keren a fost răsfățată ca și cum ar fi fost propria ei fiică. I-a oferit un loc și haine noi pe care să le poarte. Iar bătrâna doamnă i-a dăruit o nouă pereche de pantofi. Keren, pe de altă parte, a disprețuit acești pantofi. Dar sunt albastre! Foarte neplăcut! Nu mă atrag deloc! Lui Keren îi vor lipsi pantofii roșii mulți ani de acum încolo. A înflorit și a devenit o tânără încântătoare. Dar atitudinea ei încăpățânată a rămas neschimbată. Chiar și atunci când femeia în vârstă îi aducea cadouri. Nu vreau să port asta! Dar l-am făcut pentru tine. E, n-o să mănânc niciodată asta! Fami niște cartofii prăjiti! Gustă măcar o dată, scumpo! Keren s-a ridicat de la masă fără să-și termine mâncarea, ceea ce a iritat-o pe doamna în vârstă. Și-a pregătit cartofii prăjiți și i-a dus în camera ei. Keren își scotea în acest moment pantofii albaștri. Uit, vezi,
tot ția ți-am este atât de mic astăzi. M-am maturizat. Așa că haideți, atunci, să mergem la cumpărături pentru haine și pantofi noi. Doamna în vârstă și Karen au plecat apoi la cumpărături. Uită-te la asta! La fel ca iubitii mei pantofii rozii, trebuie să îi am pe astea, să mergem să îi luăm. Karen, nu trebuie să porți pantofii roșii scumpi. Trebuie să porți pantofi care să fie respectabili. De exemplu, dacă trebuie să mergem la o înmormântare. Nu-mi permit să-ți cumpăr decât o singură pereche de pantofi. Să-i luăm pe cei negri și să mergem acasă. Sunt extenuată. Nu mi pasă! Dacă nu mi cumpări amândoi pantofii, o să încep să merg descalț. Ah, mi-aș dori să nu fie atât de încăpățânată, fetițo. Bătrâna a cumpărat pantofii negri pentru Karen cu restul banilor pe care îi mai avea, precum și pantofii roșii strălucitori. A trebuit să meargă acasă pe jos. Picioarele bătrânei au suferit mult pe drum și nu a putut ține pasul cu răsfățata Karen. Lui Karen nu i-a păsat. Și-a luat noi pantofi roșii și a plecat pe jos spre casă. Într-o zi, Karen a fost informată de o doamnă în vârstă că trebuie să participe la o înmormântare în oraș. Karen, te rog să porți pantofii aceia negri, altfel vei fi nepoliticoasă în timpul înmormântării. Karen a verificat pantofii negri din camera ei înainte de a trece la cei de un roșu aprins. A decis să poarte pantofii roșii. Când au ieșit din casă, ea a acoperit cu fusta pentru ca bătrâna să nu vadă pantofii roșii. Cu toate acestea, la înmormântare, toată lumea a văzut pantofii roșii ai lui Karen, care străluceau viu sub fustă. Au vorbit între ei despre pantofii lui Karen în timpul înmormântării și despre cât de nepotriviți erau. Când bătrâna a auzit ce s-a spus, s-a înfuriat. Nu ai ținut cont de ce ți-am spus și ți-ai pus din nou încălțămintea roșie. Karen, ești atât de încăpățânată, arată puțină politețe. A luat mâna lui Karen în a ei și a ieșit din înmormântare. Un soldat bătrân, care trecea pe acolo, observa întregul eveniment. S-a apropiat de Karen, în timp ce bătrâna doamnă și Karen se îndreptau spre trăsură. Îngenunchind, i-a vorbit cu pantofii. Fii încăpățânat. La fel ca și stăpânul tău și stai repede în timp ce dansezi. Soldatul a mângâiat apoi picioarele lui Karen. Oh, domnule, vă rog să vă ridicați! Ce faceți? Oh, mă uitam doar la pantofii tăi roșii de dans. Trebuie să fii o dansatoare fantastică. Karen era fericită. Voia să-l impresioneze pe soldat că era o dansatoare fantastică. A început să danseze câțiva pași înainte de a se urca în trăsură cu bătrâna doamnă. But! Oh, oho! De ce nu mă pot opri din dans? De ce nu se opresc picioarele mele? Ce s-a întâmplat ție mine? Karen! Karen! Ce faci mai exact? Întoarce-te aici! Cu toate acestea, Karen se deplasase deja cu mult înaintea trăsurii. Pantofii roșii nu o mai ascultau. Erau încăpățânați. Au dus-o pe Karen în pădure și în munți. Au dansat și au dansat. Pe Karen o dureau acum picioarele. O doare spatele de la atâta dans. Nu putea să doarmă sau să mănânță. Ei era dor de casa și de patul ei. Dar, mai mult decât atât, ei era dor de bătrână. Dar pantofii nu s-au oprit. Se legăna în permanență, zi și noapte. Oh, te rog, vă rog să mă ajutați. Sunt epuizat. Dar nimeni nu a putut să vină în ajutorul ei. Lui Karen îi era frică. Picioarele lui Karen au fost grav rănite după ce pantofii au condus-o spre tufișurile înțepătoare. În cele din urmă, Karen a reușit să scoată pantofii roșii. Pantofii au fost scoși din picioarele ei, dar au continuat să danseze. Picioarele lui Karen au fost acum deteriorate. Ea nu putea sta în picioare fără sprijinul unui băț. Mă dor picioarele! Vreau să merg acasă! Karen a reușit să plece acasă, iar pantofii roșii dansatori au urmat-o. Doamna în vârstă s-a bucurat să o vadă pe Karen. A hrănit-o
și s-a asigurat că se odihnește. Karen a vrut să meargă la piață a doua zi. Totuși, când a deschis ușa, a descoperit pantofii roșii așezate pe treptele din față. Ei încă dansau și o împiedicau pe Karen să plece. Bătrâna și Karen au fost amândouă surprinse să vadă astfel de pantofi de dans. Karen a recunoscut rapid că totul era din vina ei. Nu ar fi trebuit să mă incapătanez de-a lungul vieții mele. Fusesem la fel de incapătanată ca și pantofii mei rosi. Nu pot ieși din casa, nu pot merge la școală, nu pot merge la piață, nu pot merge nicăieri. Îmi pare nespus de rău. Ce ar trebui să fac acum? O, Doamne, de ce nu te rogi pentru ca pantofii magici să plece? Dacă îți ceri scuze cu adevărat pentru faptele tale, rugăciunile tale vor fi ascultate. Karen a început să se roage la orice oră din zi și din noapte. A deschis ochii și a fost uimită să vadă același soldat din oraș stând în fața ei. Copil, mă bucur că ți-ai învățat lecția. Așa cum ai renunțat la încăpățânarea ta, așa trebuie să facă și pantofii. Cu aceste remarci, soldatul și pantofii roșii au dispărut. Karen și femeia în vârstă erau acum mulțumite și liniștite. Karen s-a hotărât să învețe din greu și să nu-i mai lase niciodată pe pantofii roșii să se întoarcă în viața ei. Sfârșitul